Mi-a mai rămas pe mulinetă destul fir cât pentru aruncare. Dacă o să rup, o să o schimb cu mulineta, deci știu că am același fir pe ea. Salut! Azi suntem pe o baltă privată și o să pescuim în principal, din câte am înțeles, la biban. Biban am înțeles că e aici cel mai mult. Și probabil că tot în principal la jiguri. Cu jigurile sunt cel mai confortabil. Dar o să încerc și la wobbler și la poate că și la rotativă, dar și la oscilantă. L-am văzut pe Alex Bucur cum prindea biban la oscilantă și vreau să încerc și eu. E prima oară când venim aici. Sau cumva prima oară, mai fost o dată pe balta asta, dar am mai fost o dată în zona asta, dar nu fix pe balta asta. Acum câteva săptămâni, cred că 2 săptămâni, s-a prins biban într-un aici și zeci de bucăți în timp scurt și bucăți frumoase. Dar cred că am impresia că a trecut timpul ăla și că probabil nu o să fiu așa norocos să prind atât de mult pește. Dar câteva bucăți poate tot reușesc să păcălesc. Trebuie să fiu atent cu jigurile astea, o să încerc să nu le pierd. Mai am doar câteva. De obicei folosesc jiguri de 3,5 grame. Nu mă pricep foarte mult la biban, dar astea sunt cum ar veni all around ce trebuie. Și a rămas fără. Am de gând să-mi cumpăr de pe AliExpress, pe 11-11, practic în nicio săptămână. O să fie o reducere pe tot site-ul. O să-mi cumpăr și jiguri, o să-mi cumpăr tot ce am nevoie, gen pentru anul viitor. O să-mi fac stocul. Jiguri, agrafe, fluorocarbon, twistere, lingurițe. Lingurițe de aia, cum am prins recordul meu personal la clan. A fost foarte și trebuie. Dar da, să sperăm că prindem ceva azi. Nu-mi place de obicei să mergem pe bolți private. Cred că în principal pentru că dai bani și parcă șansele să prinzi pește nu sunt cu mult mai mari. Dar și pentru că nu sunt așa frumoase. Asta pare ok ca aspect, dar nu se compară cu un râu în pădure sau ceva de genul. O, ce tare se duce. Trece într-o parte, wow! Asta e mai mare. What? Oh my god, stop. Și că chestia asta se întâmplă de fiecare dată când mergi la biban. Și dai de fiecare dată cu altă gumă. Bibanul e peștele tău, man. Da. Primul pește, dude. Wow, no way! Nu se poate. Și este răcoasă, a? Și e unul frumos. Nu vine să cred. Pierdusem complet speranța. Văzându-l pe Darius prinzând unul după altul. Dar uite că am avut și noroc și am prins unul. Și chiar frumos. Chiar foarte frumos. Eram atât de deznădăjduit încât Nina am crezut că e pește, chiar dacă dădea toate semnele de un atac. Primul biban pe ziua de azi. Să sperăm că la mai mulți. Dacă am început cu unul de 15 cm și tu ai început cu unul de 20 ceva. Deci eu termin cu un 40, a? Steaua de zeul pescarilor. O să încerc să replic ce am făcut când l-am prins pe ăsta. Nu că făceam ceva special, doar mulineam încet. Dar încerc să mă agăț de orice pot. Mă îndoiesc că asta a făcut diferența, dar jigul ăsta are și o paletă mică de argint. Și cred că e puțin mai mic de 3,5 grame.
Oh, atac. Foarte fain chiar. Nu sunt încă obișnuit cu atacurile, cred că mă grăbesc. Trebuie să-mi intru în mână. A, pentru asta trebuie să am destul atacuri să-mi intru în mână. Ce frumos a legat. A, cred că e mai mic cu scala. Este într-adevăr mai micuț. Dar totuși frumosul. E puțin mai mic ca celălalt, dar chiar nu pot să zic la așa ceva. Și ai dreptate, da, sunt sănătoși, sunt grași. A fost ceva genul tu. Da. Chiar mi-a fost ușor să-l atac. Să-l agăț. Bă, deja doi pești. Foarte ce trebuie. Dacă eram singur și nu... Adică dacă nu vedeam câți pești ai prins tu, aș fi fost... Adică încă sunt mulțumit, dar aș fi fost super fericit. Deci am contribuit la tristețea ta. La, clar, nefericirea mea profundă. Foarte multă vegetație aici. S-ar putea să ascundă bioană în ea. Lângă ea. Da, atinge super pe fundul și e jic de 2 grame. Cred că e foarte mult de vegetație pe fund. Wow! Ăla cred că era un biban foarte decent. Wow! Oh, un strap! Nu cred! Ce atac subtil! Pentru că nu am prins niciodată șalău, ăsta este cel mai mare șalău de l-am prins. Ce tare, man! Ce atac subtil, am crezut că e un bibănel. Și chiar, da, recordul meu personal la strap. Chiar drăguț! Yeah. Wow, da! Ca data trecută, uite că am avut o surpriză la sfârșit. Chiar nu mă așteptam să mai prind nimic. Recordul meu personal la strap. În ultimele minute de pescuit. Foarte tare. Probabil că nu se mai vede nimic, după cum vedeți. A pus soarele, e fucking cancer. Unde mi-e la setau? Ba da! Nu se mai vede nimic. A, e păcat că strălul ăsta nu s-a văzut pe cameră. Da, nu mai se vede pe camera mare nimic. Cred că s-a văzut pe camera de pierd. Da, nu. Nu, încă nu, nu înțeleg că am prins chestia aia, știi? Ai văzut că n-am reacționat, n-am spus nimic, n-a zis nimeni nimic, era la... Ok, aproape trebuie să-l trag în afară, repede. Ataca super, super subtil. O să mai încerc câteva aruncări, dar mă îndoiesc că mai stă vreunul pe aici. Da, o să continuăm să pescuim, probabil, pentru 15 minute, dar cred că aici se încheie partida. Am prins 2 bibani și un strap. Și sunt destul de mulțumit. Chiar spuneam, dacă nu l-aș fi văzut pe Darius prinzând 20, chiar ar fi... m-aș fi simțit super bine. Dar oricum, ce să faci?
se mai întâmplă. Da, ne vedem din nou joi. Ciao!